Vom prezenta în această lecție o aplicație deosebită privind semnul funcției de gradul 1, și anume în rezolvarea ecuațiilor în modul. Iată o primă ecuație pe care vrem să o dezbatem, și anume ecuația următoare: modul de 2x minus 1 minus modul de x minus 1 egal cu 0. Pentru rezolvarea acestei ecuații este necesară explicitarea modulelor din membru stâng. Explicitarea modulului se va face conform cu cunoștințele afișate în dreapta, iată, unde avem explicitarea modulului, definiția modulului de altfel, dar și explicitarea modulului în care avem o expresie. Aceasta va fi egală cu minus expresia, minus e de x, dacă e de x mai mic ca 0, și respectiv e de x, dacă e de x mai mare sau egal cu 0, cum spuneam, după modelul prezentat în definiția modulului. În cazul nostru avem, cum spuneam, două expresii de gradul 1 și în cunoștință de cauza asupra semnului funcției de gradul 1 putem să rezolvăm și explicitarea modulelor. Propunem următoarea metodă de lucru, și anume vom rezolva mai întâi ecuațiile atașate celor două expresii de gradul 1 ce se află în modul 2x minus 1 egal cu 0, de unde vom obține 2x egal cu 1, respectiv o primă rădăcină, x egal cu 1 pe 2. A doua expresie de grad 1 prezentă în al doilea modul este x minus 1 și aici vom calcula rădăcina. Ajungem desigur ușor la x egal cu 1. Și acum, într-un tabel, vom studia semnele celor două funcții de grad 1, 2x minus 1, respectiv x minus 1. Iată deci, în acest tabel avem x de la minus infinit la plus infinit. Numerele reprezentative sunt 1 pe 2 și respectiv 1. Le vom scrie în ordinea lor firească, între minus infinit și plus infinit. Iată, 1 pe 2 și 1. Iar pe prima coloană, de desubtul x, desigur vom scrie cele două funcții de gradul 1, expresiile lor, a căror semn îl cercetăm. 2x minus 1 și respectiv x minus 1. Mai întâi 2x minus 1 se anulează la 1 pe 2. Până la 1 pe 2, semnul funcției de grad 1 ne spune că avem semn contrar lui A, 2 este A, deci semn contrar lui A, minus, iar după rădăcină, semnul lui A. A doua funcție de grad 1, x minus 1, se anulează la 1, deci avem 0 în dreptul 1, A este 1, deci semn contrar lui A, de asemenea, minus, și pe urmă semnul lui A, plus. În continuare vom distinge trei situații, și anume x aparține minus infinit 1 pe 2, va fi cazul 1, 1 pe 2, 1, cazul al doilea, și cazul 3, 1 plus infinit. În fiecare din aceste trei cazuri, explicitările vor fi diferite. Primul caz, cazul în care x aparține minus infinit 1 pe 2, preferăm acum să închidem intervalul, are următoarea semnificație: vom rezolva ecuația în cazul în care x aparține minus infinit 1 pe 2. Cu alte cuvinte, rezolvăm ecuația pe acest domeniu, adică soluțiile trebuie să aparțină neapărat acestui domeniu pe care lucrăm. Notăm ecuația inițială cu asterix și trecem la rezolvarea acestei ecuații. Pentru x aparține minus infinit 1 pe 2, din tabel se citește, 2x minus 1 are semnul negativ, x minus 1 de asemenea semnul negativ. Conform indicațiilor din dreapta, modulul se va explicita astfel. Ecuația asterix este echivalentă deci cu
prima dată avem modul de 2x minus 1. 2x minus 1 este negativ, deci se va schimba semnul acestei expresii. Vom avea minus 2x plus 1. Pentru a doua explicitare, x minus 1 este de asemenea negativ, deci va trebui de asemenea și lui x minus 1 să-i schimbăm semnul. Atenție, urmează minus din redactarea ecuației, n-are nimic comun cu modulul, deci minus, și urmează modul de x minus 1, care este minus x plus 1. Repet, întrucât x minus 1 pe intervalul minus infinit 1 pe 2, iată, este negativ. Este egal cu 0. De aici avem minus 2x plus 1 plus x minus 1 egal cu 0. Reducem termenii asemenea, obținem minus x, 1 minus 1 este 0, egal cu 0. Adică x egal cu 0, care aparține lui minus infinit 1 pe 2, să nu uităm intervalul în care am căutat soluție, deci vom putea scrie soluția S1, s-o notăm așa, este egală cu mulțimea formată din elementul 0. Trecem acum la cazul al doilea, cazul 2, cazul în care x aparține intervalului 1 pe 2, 1. Deci x aparține intervalului 1 pe 2, 1. Intervalul de data aceasta la 1 pe 2 îl alegem deschis și închis la 1. Este o chestiune de opțiune alegerea acestor intervale. Principalul este să nu scăpăm, să nu cumva să pierdem niciun fel de soluție a ecuației. Deci pentru x aparține 1 pe 2, 1, observăm prima expresie 2x minus 1 este pozitivă, a doua este negativă. Explicitarea modulului din ecuația inițială se vor face în mod corespunzător. Respectiv vom avea pe acest interval următoarea ecuație. Deci asterix, ecuația inițială, este echivalentă cu primul modul este 2x minus 1, nu se schimbă semnul, pentru că 2x minus 1, cum spuneam, este pozitiv. Deci este 2x minus 1, urmează minus modul de x minus 1. Modul de x minus 1, având în vedere că x minus 1 se menține negativ, își va schimba semnul, deci vom avea minus x plus 1. Este egal cu 0. 2x minus 1 plus x minus 1 egal cu 0, reducem termenii asemenea, obținem 3x minus 2 egal cu 0, 3x egal cu 2, rezultă de aici x este egal cu 2 pe 3. 2 pe 3, 2 treimi, putem și judeca și așa, sunt mai mari decât o jumătate, putem compara desigur fracțiile, oricum x egal cu 2 pe 3 aparține desigur intervalului 1 pe 2, 1. Fapt pentru care și pe intervalul 1 pe 2, 1 am găsit soluție, pe care o vom nota noi S2 egal cu mulțimea formată din elementul 2 pe 3. Și în sfârșit, cazul al treilea, cazul în care X aparține 1 plus infinit. Alegem paranteză, desigur, deschisă de data aceasta. Asterix, în cazul acesta, având în vedere că atât 2x minus 1 cât și x minus 1 pe acest interval sunt expresii pozitive, avem o explicitare foarte simplă, deci asterix este echivalent cu modul de 2x minus 1 este 2x minus 1, urmează minus, modul de x minus 1 este x minus 1. Egal cu 0. Desfacem paranteza, 2x minus 1 minus x plus 1 egal cu 0. 2x minus x este x egal cu 0, întrucât 1 minus 1 s-au redus.
0 observăm că nu aparține lui 1 plus infinit, intervalului pe care s-a lucrat, fapt pentru care soluția S3, să rămâne în consecvență cu notația noastră, este egală de data aceasta cu mulțimea vida. Și acum, din cele trei situații, din 1, 2 și 3, rezultă că soluția ecuației este egală cu S1 reunit cu S2 reunit cu S3, adică mulțimea formată din elementul 0, a doua din 2 pe 3 și mulțimea vidă, care conduc la mulțimea formată din elementele 0 și 2 pe 3. Aceasta este soluția ecuației.